puține lucruri la introducere, mai ales ca să provoc paneliștii și discuțiile, după care voi da cuvântul câtorva intervenienți, care sunt de fapt în panel. Am renunțat la acel panel zis în prezidiu și o să încercăm să facem puțin astfel prezentările respective. După cum urmează, o introducere de 5 minute, după care 3-4 intervenții, maxim 10 minute de la cei 3 sau 4 paneliști, încă nu știm dacă o să avem 3 sau 4. Voi face o trecere, eu tot de 5 minute, la partea de discuții și cum discutăm, până tragem de concluzii. Deci cam asta este în mare scenariul acestui atelier. Discuția, aveți aici, vă dau și să împărțiți prezentările PowerPoint. Dați câte una și dați mai departe apoi. Sunt doar niște puncte inițiale de discuție. Noi pornim, de fapt, de la două întrebări fundamentale. Cum influențează valoarea profesorilor calitatea educației? Și legată de cum devin profesorii campionii schimbării în educație. Nu știu dacă ați observat, se discută foarte mult dacă am avut prea puțină reformă sau prea multă reformă în ultimii 20 de ani. Președintele a spus că avem reformită, alții spun că, de fapt, sunt numai schimbări de suprafață, schimbări legislative de care nu au schimbat fondul problemei. Eu sunt de partea celor din urmă. Am avut foarte multe schimbări, dar nu am avut o reformă autentică. Vă spun doar un singur lucru. Am și postat pe pagina mea de Facebook o poză de pe carnetul meu de note din clasa 7. Adică aveam 14 ani, deci acum foarte mulți ani nu mai sunt. Da. Structura pe disciplină este aceeași ca acum. Iar manualele sunt foarte similare. Mă gândesc, practicile la clasă sunt aceleași. Rămâne de discutat. Deci ideea este ca, și o altă idee pe care o să țin este că putem face reforma autentică fără să schimbăm legea. Pentru că relația fundamentală educațională, relația profesor-elev, se poate schimba, indiferent de cadrul legislativ. Dacă profesorul vrea să promoveze cooperarea mai multe competiții, cum a spus în intervenția noastră, poate să o facă liniștit și în cadrul actual legislativ. Dacă profesorul vrea să promoveze dezvoltarea competențelor tehnologice, să folosească TIC-ul, cum se spune la noi, în predare, poate o facă liniștit și acum. Deci nu există o barieră legislativă în acest sens. Există bariere în alte părți, să putem să le discutăm acum. Păstrați-vă ideea asta pentru discuție. Sigur, calitatea umană a profesorului este importantă, de aceea în multe sisteme se face o selecție la intrare în învățământ, la intrare în facultate născută, la intrare în formare inițială și nu cum facem noi o selecție, de fapt o contraselecție la ieșire, atunci când avem acel examen de titularizare definitivă, care de fapt mulți consideră că este o selecție negativă. Adică cei care nu găsesc loc de muncă se duc în învățământ. Și având în vedere niște cifre care nu sunt oficiale, dar nu s-au făcut din mediul universitar, anual termină cam 20.000 de studenți care au modulul pedagogic. Dintre ei, cam 2.000 se prezintă, 2.000 și ceva, la examenul de titularizare. De 10% din cei care ar putea să fie profesori, ajung de fapt să fie profesori. De ce? Putem să discutăm. Dar nu discutăm acum despre toate elementele politicilor publice în domeniul resurselor umane, ci ne referim la evaluarea profesorilor și la modul în care această evaluare
este acum și cum ar trebui ea transformată ca să implice, să declanșeze, de fapt, acea reformă de la firul ierbei de jos în sus. Pentru că intervenția de sus, prin modificarea sistemului de evaluare, poate să declanșeze această reformă de jos. De asta o să putem să... Asta e o idee pe care vă spun discuție și dezbatere. Dar trebuie să fim conștienți că rolul profesorului se schimbă. De exemplu, profesorul nu mai trebuie să transmită informații. Informația se găsește pe toate gardurile. Cum spunea un elev din California, în momentul în care telefonul meu mobil a învățat unde este capitala statului Florida, a dispărut necesitatea ca eu să știu pe din afară acest lucru. Informația se găsește peste tot. Și se găsește și în mediile mai defavorizate, pentru că, de exemplu, gradul de acces la internet în mediul rural este mult mai mare decât gradul de acces la apă curentă și canalizare, de exemplu. Sigur. Și plus că meseriile în care vom excela nu sunt alea manuale, repetitive, care sunt preluate de mașini, roboți și așa mai departe. Deci și rolul profesorilor se schimbă. În, din cauza evoluțiilor tehnologice, în primul rând că profesorul își diminuează, deci se diminuează rolul profesorului de informare și plus și comunicarea la clasă. Acum comunicarea nu mai este strict univocă profesor-elev. Și este și elevele, și profesor lumea întreagă, și elev lumea întreagă. Am văzut, de exemplu, un proiect făcut de Microsoft, premiat de Microsoft, de fapt, o lecție de geografie făcută împreună de copii din America de Sud, din Brazilia, și într-o țară europeană. Aveau în același timp lecția, chiar dacă era diferență mare de tutorar, da? Aveau în același timp lecția și câștiga clasa care ghicea, punând întrebări colegilor, un ce să ne reprezinte. În primul rând, discuții, dezvoltau competențele fie de comunicare în limbi străine, pentru că pentru ambii copii, ambele clase de copii, limba engleză era o limbă străină. Se dezvoltau competențele de ICT pentru că comunicau folosind ICT-ul. Și bineînțeles, se dezvoltau și competențele disciplinare, geografie, pentru că trebuia să întrebe. Ești la malul mării? Da sau nu? Țara ta este pe un râu? Este lângă un munte? Munții care sunt? Trebuia să știe munții din Europa, munții... Deci, se putea învăța foarte multă geografie în felul ăsta, comunicând. De asta vă spun, rolul profesorului se schimbă. Și ca atare, politica de personal, cum se spune la noi, sau cum se spune tehnic, managementul resurselor umane în educație, trebuie să se schimbe. Și cum putem schimba acest lucru foarte ușor și frumos? Schimbând modul de evaluare a profesorului. Și acum vă lansez spre discuție această stare de fapt. O aveți și pe prezentarea respectivă. Evaluarea acum este formală și birocratică. Dacă nu sunteți de acord, evident, discutăm. Este uniformizantă. Este subiectivă, este de pe poziții de forță, inutilă pentru școală, inutilă pentru cele valori. Nu se proiectează, nu mai... Au mai rămas... Nu avem. Încercați. Nu mai sunt, nu mai am. Erau aici câte erau. Îmi pare foarte rău. Rugăm cei care, cei care au tătea și cei care... Foarte, foarte interesant. Mai este vreo masă care nu are niciuna? Da. Codul QR se găsește unde se găsește, nu avem aici QR. Pe mapă. Da. E pe codul mesei, codul QR, apropo de complementele de ICT. Eu mi-am scanat la început de pe ecran că a fost pe stat și am în telefonul meu toate materialele conferinței.
dori să dau cuvântul paneliștilor, cum dorim, e cu preferință, cine dorește să înceapă. Microfonul nu e pentru auzit dumneavoastră, e pentru revizca de acolo. Foarte bine ce știți,
dată, cumva profesorul mă verifică, nu, era acolo ca să mă ajute să cresc. Da, în România, în schimb, am zis aici că noi facem o așa zisă reformă pe repede mai bine. Adică, noi căutăm și chiar acum foarte puțin timp am auzit întrebări ale persoane cu putere de decizie adresate unui profesor finlandez. Și întrebările erau pe modulul care sunt principiile, care e secretul, care este. Deci, cumva, noi am vrea să luăm o rețetă așa de gata și să venim cu ea să aplicăm în România. Dar nici măcar și în lege, dacă îmi copia legea din Finlanda și am aplicat în România și am spune gata, dacă ești o lege bună, n-ar fi suficient. Nu e despre asta. Da? Adică, acele standardizări, acele inspecții la care ne uităm, verificări, fie că verificăm profesori, fie că verificăm prin teste, elevi, da? Competiție, nici nu mai spun, da? I-am scris aici că în educație, încerc să-mi repet în fiecare zi mesajul ăsta, în educație nu există scurtătură. Pentru că de multe ori ne grăbim, să știți că și eu am avut de multe ori dorința de a duc, de a mă opri din ceea ce fac și de a mă întoarce în Finlanda și de a termina cu acestea, pentru că e foarte greu. Da? Dacă e greu într-o unitate, nu e să crească câțiva oameni, nu vreau să-mi închip cum e să crească un sistem întreg. Trebuie să fie foarte complicat. Dar chiar și așa, asta nu înseamnă că punem standarde peste standarde și verificări peste verificări. Ce am observat e un schimb, ce n-am observat în Finlanda este că niciodată profesorul nu e verific. Dacă intri într-o școală finlandeză și întrebi pe director și cum sunt profesorii, care sunt mai buni așa și care sunt mai... păi dacă mă întrebi asta, e ca și cum te-a spus despre mine, da? Pentru că directorul de școală reprezintă vârful, da? El e cumva eticheta școlii, da? Cum el se reprezintă, el e cumva media celorlalți. Și atunci niciodată directorul nu se spune despre colegii buni că sunt slabi și dacă sunt ei acolo să-i ajute, să-i mentoreze, să-i sprijine. Deci acolo ăsta de putere merge până în jos, în jos de tot. În schimb, în România, e cineva o altă variantă? La mâna de serviciu și am mai informată și de cum? La mâna de serviciu să iau informații de cum? La mâna de serviciu știe, am înțeles că să nu mai da. Un alt lucru pe care l-am observat în Finlanda este că profesorul și eu am crezut la modul foarte serios că e o glumă, da, făcută de profesorul meu, care venea în fața noastră și ne spunea, îmi pare rău că am ceva să vă întreb, dar că voi sunteți experți. Nu mai din care, deci profesorul universitar nu mi se spune asta. Păi foarte simplu. Cel care lucrează cu elevul în fiecare zi, el știe cel mai bine ce anume are, de ce anume are copilul nevoie sau de ce anume are nevoie școala lui sau clasa lui, da? Comunitatea lui, mică de comunitate sau cartier, toate sunt și profesori care îi găsește așa în cartier, că și-au copii și vreau fie tot timpul, la ei nu există să fie mai altfel, la ei e toată școala, la fel și atunci fiecare face cam ce vrea. Și iese bine până la urmă. Da. Și atunci, profesorul, de ce e profesorul expert? Iarăși, în România, credem că dacă vom găsi acest master didactic, o să ieșim cu totul din negru. Trebuie să vă dau peste nu prea bună. De fapt, îi fac pregătirea profesorului ca cercetător de mai devreme, adică de la studii de licență. Și treaba asta cu cercetătorii mie nu mi-a sunat niciodată prea clar înainte să plec în Finlanda, în sensul că auzisem la radio tot timpul că cercetătorii britanici au un mod de zâmbire. Și atunci mie nu mi se părea prea relevant aici ăștia cu cercetarea, nu știu ce am nevoie. Când am ajuns în școală și când am văzut, deci în școală când am ajuns și am văzut că de fapt profesorii au foarte în serios ce înseamnă cercetare, da? Bine, sunt și formați în sensul ăsta, dar ce au cele cineva să faceți cercetare de mâine, e cu tot de două minute, da. O întrebiază cu mâine. Da, și atunci această cercetare făcută la fiul ierbii este, cum spuneam, mai
celebrarea ținutului. Așa. Nu știu exact în școlile noastre cât anume se face din această cercetare, dar o să vă spun puțin ce înseamnă Big Data, ca să înțelegem. Înseamnă așa, în primul rând că Big Data, adică testele PISA, de exemplu, și nu cred că cineva din sala asta se trezește dimineața, merge la școală și spune, gata, astăzi o să fac tot ce ține de mine ca elevii mei să obțină note mai mari la PISA. Spune cineva asta? Vedeți? Da. Deci acest Big Data promite o analiză predictivă. E ca și cum am ști că dacă am măsurat astăzi, mâine automat vă crește rezultatele. Nu se întâmplă lucrul ăsta, la un moment dat ați înainte, nu vă ieși. Ce se mai întâmplă iarăși că avem această colectare de informații prin noi de tehnologie? Avem evaluare în clasele a doua, a patra, a șasea. Nu știm exact dacă de anul trecut până anul acesta s-au făcut și intervenții. Adică în fel de, noi am testat pe toată lumea, da? Dar nu știm exact unde anume trebuie să intervenim. Cum spune Pasi Sartre, un expert finanțe, spune așa, când te duci la doctor, nu ți se ia tot sângele ca să se facă o analiză. E bine, noi în România avem tot sângele, ca să fim siguri, apoi injectăm la loc și sperăm ca pacientul să supraviețuiască. Nu e nevoie, deci evaluarea asta, Big Data, toată este cumva ucide propriul sistem pentru care ar trebui să facă să funcționeze mai bine. Bun, și ce mai face iarăși auzit? Avem acele soluții generale. Asta face PISA, da? Ar trebui să se citească mai mult în școli, să facem mai multe științe, să se. Ați auzit pe asta, nu? Dar nu știe nimeni exact cum. Așa că dacă ne ducem la Small Data, vedem așa. Avem în primul rând ce face, cine colectează Small Data? Profesorul, da? Avem o înțelegere mai fidelă a învățării și a predării ca proces. Apoi, măsoară ceea ce este invizibil, pentru că PISA niciodată nu se măsoare tot. Niciun test nu ia tot cuprinzător. Avem iarăși partea activă a vieții de zi cu zi a profesorilor. Da? Fiecare profesor știe exact care a fost procesul și contextul în care copilul lui a obținut o notă mai mică sau mai mare, nu știm. Mai face iarăși... Și acum o să sar la ultimul punct, pentru că spuneați mai devreme, da, spuneați că profesorul România poate face de toate premiile și totuși nu o face. Eu mi-am notat aici că, da, de exemplu, ca să fii indicat în Action Research, da, să fii la studiu și să observi fiecare copil în parte, ia timp. Dar în România există ceea ce în Finlanda nu există, și anume acele sarcini administrative și birocratice, da, care mănâncă foarte mult timp, da, dacă e cineva care nu e de acord cu mine, se poate, da? Bun, și în loc să se concentreze profesorul pe creșterea calității procesului de predare și de învățare, el stă și face, sau mai important, iarăși, pentru că Action Research are o componentă extraordinară, aceea de lucru în echipă. Dacă i-a stătea că să nu se finanțeze cu nici în partii copii, dar noi avem trei clase pe același nivel, eu iau o treime din ai tăi, o treime din ai tăi, o treime ai mei, da? Și eu amestecăm și eu, le predau doar matematică, tu le predai, nu știu, engleză și sport, da? Și noi, de fapt, apucăm să vedem și să evaluăm copiii, da? Mult mai obiectiv. Lucrul acesta nu se întâmplă, eu nu am văzut în România, întâmplându-se. De ce? Pentru că, cumva suntem, nu știu dacă greșesc sau nu, de asta suntem în discuția, da? Sunt cumva apăsat de acele copii și copii. Profesorul în Finlanda spune foarte simplu. Nu face această lucrurile un profesor mai bun? Asta cu ce? O să dai imediat microfonul. Iau cel la microfon. Ne-am dat niște lucruri pe care să le reținem. Autoevaluare bazată pe încredere. Continuitatea reformelor de politici publice. Nu rețete luate ca atare și aplicate de la un sistem la altul. Profesorul știe ce face, deci evaluarea trebuie să se facă în funcție de situația concretă. Profesorul cercetător e foarte important pentru acele small data și nu numai cu datele de la PISA și datele naționale. Și sarcinile administrative ale profesorului și echipele de profesori. Deci lucru în echipă, ceea ce Eti numește profesionalismul colectiv.
care influențează foarte, foarte mult rezultatele învățământ. Mulțumim! Acum, următorul panelist, să vă și prezentați, vă rog. Bună ziua, numele meu este Daniela Alexe, eu am mai multe pălării. Pe de o parte, conduc un ONG care se numește Centru pentru Politici Educaționale și care își propune să influențeze politicile în domeniu. Sunt totodată, fac parte din Comisia de Educație a Consiliului Economic și Social, acea instituție care încearcă să influențeze cumva proiectele legislative. Nu prea reușim, că nu prea ne ascultă lumea, dar cel puțin ne străduim. Și sunt implicată în diverse proiecte educaționale la nivel național. Acum, eu mi-am pregătit o intervenție pe subiect care e mai mult din perspectiva de politică publică națională, sistemică. De asta m-a bucurat intervenția colegii mele de panel, că o să ne completăm. Ea a avut mai multă intervenție bottom-up și axată pe punând în centru profesorul. Eu încerc să mă întreb ce fac instituțiile statului român sau ce ar trebui să facă, astfel încât lucrurile se întâmple în România altfel. Vis-a-vis de acest subiect, performanțele cadrelor didactice, procedurile de evaluare, eu, din punctul meu de vedere, două politici sunt foarte importante, așa cum le-am văzut eu, în special în contextul României. Și anume, finanțarea educației, cred că statul poate, statul, și când mă gândesc la stat, mă gândesc la instituțiile centrale, da? Statul, dacă vrea să influențeze și vrea să facă ceva, o face prin reglementare, finanțare sau acreditare. Astea sunt cele mai importante trei instrumente de influență directă de la nivel național până la cel mai mic nivel al clasei. Și atunci finanțarea, evident, e importantă. Din această perspectivă m-am întrebat oare finanțarea depinde într-un fel de evaluarea cadrelor didactice, de performanțele școlilor, de performanțele cadrelor didactice? Și am zis, hai să vedem unde se duc banii. Da? Am câteva exerciții făcute pe datele mai vechi, atunci când salarizarea nu era iarăși centralizată, ci se făcea prin primării. Și am văzut, uitându-mă la Big Data, ale exercițiile bugetare ale tuturor primăriilor din România, următoarele aspecte. Că, în primul rând, 90% din finanțarea de bază merge în salarii, 90%, iar 10% merge în principal în bunuri și servicii, care de fapt reprezintă plata utilităților. 0,1% din finanțarea de bază sunt fonduri cheltuite pentru pregătirea profesională a cadrelor didactice. 0,1%. Totodată, din toți banii cheltuiți din educație, 90% reprezintă finanțarea de bază. Acea finanțare care vine pe costul standard și liți. 90%. Restul mai sunt burse, mai sunt banii investiți de către primării, dar primăriile pun foarte puțin bani în educație. Și de aici am tras prima concluzie. În contextul acestei alocări, a vorbit despre finanțarea educației, înseamnă a vorbit exclusiv despre salarizare. În contextul alocării actuale. Pentru că restul sunt bani care se duc pe facturi, cu care n-ai cum să jonglezi. Nu poți să spun plătesc doar jumătate de factură pentru că n-am performat bine. Alea trebuie să le plătești. Deci, practic, salarizarea reprezintă principala politică de jonglare cu resursele publice. Și atunci ar trebui să ne întrebăm, ține cont salarizarea de performanțele școlii sau performanțele individuale ale profesorilor? Da? Nu știu, dumneavoastră cunoașteți mult mai profund și mai la firul ierbii această problemă. Și, sau cum putem să o schimbăm? Vrem să o schimbăm pentru că se discută chiar de mai bine de jumătate de an, sindicatele aduc în discuție schimbarea finanțării de la formula, de la cost standard pe altceva. De fapt, e vorba de o schimbare a salarizării. Și întrebarea asta este, vă doriți, ne dorim? Și dacă da, care este alternativa? Mai axată pe performanță. Dacă asta ne dorim. Al doilea subiect care mie mi se pare la fel de important și pe care l-ai pomenit puțin așa, este formarea inițială a cadrelor didactice. Cine o face, cum o face, cât ne costă, da? Pentru că marea majoritate a studiilor, atunci când vorbesc de performanțele cadrelor didactice, vorbesc automat și de sistemele de formare inițială a acestora. Adică nu putem să vorbim de performanță fără să ne uităm cum începe. E un început. Și atunci am uitat,
să vedem în România cum se, în România cum se face. Am încercat să fac un exercițiu, n-am avut acces la Big Data, dar m-am uitat la un județ, m-am uitat la Alba Iulia și am văzut următorul. În Alba Iulia, în 2015, că de atunci am datele, au candidat la titularizare 378 de persoane. 378. Dintre acestea, 44 au fost absolvenți în promoția curentă. Deci, practic, Universitatea din Alba Iulia a dat din absolvenții, da, 44 de candidați la procesul de titularizare. Dintre aceștia, 14 au luat examen. 14. Deci, practic, statul român a plătit pentru 14 profesori la Alba Iulia. Pentru că încercăm să ne uităm așa, big picture. Cât ne-a costat? Avem 14 profesori noi, super, da? Cât ne-a costat acești 14 profesori? Păi Universitatea din Alba Iulia, așa cum vă spuneam, a avut 175 de absolvenți, din care doar 14 au devenit profesori, dar am finanțat 175, pentru care am plătit 48.000 de euro. E o formulă în spate, nu o să vă detaliez, e 0,16% ori costul standard pentru student, ori coeficienți. 48.000 de euro, mă credeți pe cuvânt? Pe total. Deci 48.000 de euro pentru 175 de studenți, de absolvenți. Pe 3 ani. Da, pe 3 ani. Da. 48.000 de euro. Este, deci 3.500 e costul per persoană formată. 3.500 de euro. E puțin, e mult, ăștia sunt. Da? Problema e următoare. De statul a plătit 48.000 de euro pentru 175 de profesori. Și la sfârșit, are 14 profesori formați cu 280 de euro pe persoană. Adică 280 de euro pe persoană, da. 48.000 împărțit la 175 înseamnă 280 de euro pe persoană pentru 3 ani. Deci, în orice sistem economic, asta înseamnă faliment. Adică nu e, da? Dacă măcar ar investi ăștia 48 de euro, adică investiția actuală, dar numai într-un număr mai redus de profesori, da? Tot ar fi o investiție mult mai mare. Mă uitam, apropo, de studiile în afară. Da, studenții la DPPD, care sunt finanțați de stat. Numai studenții la DPPD, nu alții. Ok, m-am uitat în afară, de exemplu, un an de școlarizare în Olanda, la Initial Teacher Training, este 2000 de euro. Deci, cu banii ăștia, am plătit masterele profesorilor în Olanda, la o facultate de profil de specialitate. Cu alte cuvinte, politica publică națională este extrem de importantă. Eu cred că se poate rezolva printr-o presiune adecvată, adică, în momentul de față, cam toată lumea știe că aceste cursuri au nevoie de o schimbare. Ar trebui să ne îndreptăm spre, hai, ce schimbare, pentru că pierdem timp, pierdem foarte mulți bani și nu e corect. Adică finanțăm, asta vă spun, 56.000 de studenți la DPPD pe an. 56.000. Da, pe an. Din ei se fac profesori... 2000 se prezintă ca un examen de titularitate. 2000. 2000 din 55.000 pe care îi plătim noi, toți. Nu e ok. Da? Nu mai vorbesc că sunt universități care nu dau niciun profesor. În general, universitățile de profil. Sau dau un măsoar politehnicile că faci automat că să faci profesor mai greu. Din păcate. Deci, e clar că bani sunt, că asta e tot timpul auzit, că nu sunt bani. Da, ok, sună bine, așa e. Dar sunt și situații în care avem bani, avem resurse, dar se duc în alte locuri, să zic. Mulțumesc! Voi face tot așa o scurtă sinteză, înainte de a da microfonul. Cine? Asta, nu? Cine mai e altul la panelist? A fugit. Vreau să vină Madlen și mai avea, dar mai trimite cine este. A, de la elevi. De la Consiliu? De la Consiliu, da. Nu v-am pus aici, dar
fac această sinteză, un moment, vreau să fac o sinteză a ceea ce s-a spus, ca să știu, fiu sigur că totul este ok. Deci politicile publice care trebuie să le avem în vedere sunt finanțare, reglementare și acreditare. Că trebuie să avem în vedere o finanțare, e o întrebare pusă, dacă finanțarea se face în funcție de performanța profesorului, și aceasta o altă întrebare, ce înțelegem prin performanța profesorului. Și de asemenea, politicile salariale sunt un, reprezintă un mijloc important de a atrage în învățământ cei mai buni absolvenți de universitate. Și apoi cu exercițiul că din cei 55.000 de studenți care absolvă fiecare an acel departament de pregătire a personalului didactic, sunt cam 2.000-2.500 care se prezintă la examenul definitiv. Deci 5% dintre cei care absolvă acel departament se prezintă la examen și dintre ei câți iau în mod de, să spunem, peste 6 sau peste 7, urmează să calculăm mai departe. Problema este alta. Problema este faptul că timp de 10-15 ani anumite discipline nu scot posturile la concurs. Și atunci de ce să se prezinte? Știu că sunt oameni care au 9 la examen de titularizare și 9 post. Deci se duc tot pe cont de subiectul. Deci, an de an. Asta... Asta o să discutăm pentru că este unul din punctele pe care le intenționează asociațiile regilor și această inițiativă de școli cu studii, școli de curate, ca să solicite tuturor primăriilor, pe baza accesului la informații de interes public, date bugetare, pentru că datele despre bugetul instituției sunt din oficiu, trebuie publicate de orice instituție publică. Adică bugetul instituției se publică din oficiu. Este, sunt, face parte din acele date de interes public care trebuie publicate din oficiu. Acum, dăm cuvântul reprezentantului elevilor. Bună ziua, eu sunt numesc. Știu, Florin, sunt chiar din Alba Iulia, și sunt exact din cel dacă s-a menționat și reformită, în care președintele României a fost el să țină un cuvânt de deschidere. Noi acuzăm adesea lipsa de transparentizare a școlilor, mai ales pe partea asta de buget. Cei de la Asociația Regilor din Constanța au avut un demers pe partea aceasta și au dat în judecată în jur de 24 de primării. Dacă este cineva de la Asociația Regilor din Constanța ce știe cifra exact, poate să confirme. Într-adevăr, ei au cerut pe legea 544/2001 asta, dar s-a menționat mai înainte că trebuie să fie din oficiu. Deci ei nu mi-au transparentizat bugetul nici după ce s-au depus o cerere pentru a primi respectivul răspuns. Ceea ce e o altă mare problemă. La fel, s-a discutat despre masterat didactic. Noi îl considerăm ca fiind necesar pentru o evoluție treptată a cadrelor didactice, deoarece, da, modificările din actuala lege sunt destul de dese și fără formă. De exemplu, strict în maserat didactic, puteți consulta articolul 254, 236, 238 și 239 din legea educației naționale numărul 1 pe 2011, dar acestea au fost modificate de ordinul 3841 pe 2012, care la rândul lui a fost modificat de UG92 pe 2012, unde s-a impus maserat didactic obligatoriu și, inerent, s-a propus o metodologie de organizare a respectivului maserat didactic. Pe urmă, pe UG48 pe 2014, s-au anulat toate modificările pe care le-a menționat el. Deci, aceste modificări sunt strict pe maserat didactic. Și sunt destul de multe și, din câte observăm, fiecare ministru de educație a încercat să-și pună amprenta asupra educației într-o anumită măsură și niciunul dintre ei nu a încercat să aplice o strategie de dezvoltare pe termen lung. Toți au încercat în termen scurt, de pe o lună pe alta, să vadă rezultate. E bine, educația niciodată nu se vadă de pe o lună pe alta sau de pe nici de pe un an pe celălalt.
de asta ne considerăm că pentru o dezvoltare treptată ar fi necesar și ar fi necesară și introducerea măsurilor unitare obligatorie din nou. Adică să mai modifice încă o dată legea educației naționale pe acest capitol. Într-adevăr, eu personal consider că profesorul trebuie să fie acea persoană care în momentul în care tu, ca elev, te simți nimeni, el poate să te simți cineva în clasă. El are, nu are în zilele noastre rolul doar de a te da anumite informații, de a ne încărca anumite informații pe care oricum le simt la un clic distanță. Rolul lui este de a fi alături de noi și de a ne dezvolta. Și de a ne dezvolta treptat, de a ne dezvolta individual, nu ca și grup. Nu ca să nu ne pună cap în cap noi între elevi, să spună, ok, sunt elevi care învață mai bine, elevi care învață mai puțin bine, elevi care își dau interes mai mult, elevi care nu își dau interes mai mult, elevi care se implică mai mult în voluntariat, elevi care se implică mai mult strict pe ceea ce ține școala de bază. De exemplu, eu sunt unul dintre elevii care se implică mai mult în partea de voluntariat și consider că voluntariatul și activismul civic m-a format mult mai mult decât m-a format școala în 11 ani. Și asta este o problemă. Pentru că eu, în clasa nouă, eram un tip foarte timid, care nu lua niciodată cuvântul și astăzi mă implic în 24 de organizații din toată țara și încerc să schimb ceva și îmi dau din timp, îmi dau din somn, îmi dau din sănătate ca să aduc ceva sistemului nostru. Și nu sunt doar eu în acest caz. Sunt mulți, mulți elevi care se luptă și care nu sunt ascultați. Mulți elevi care trimit sesizări peste sesizări la minister și nu mi se răspunde. Asta e o problemă. Nu suntem ascultați, suntem foarte puțin finanțați, încercăm să ne strângem de câteva ori pe an și atunci ministerul mai face nasul, pentru că nu sunt bani pentru elevi, bineînțeles, deși noi suntem actorii principali ai educației. Și acum aș vrea să mă duc din nou pe zona supertehnică, în finanțare. Într-adevăr, finanțarea este foarte disproporționată, ținând cont de finanțarea de bază și finanțarea complementară. Finanțarea de bază nu acoperă burse, nu acoperă bunuri, nu acoperă absolut nimic din ce avem noi necesar să ne dezvoltăm în școală, ci acoperă 90% din salariile profesorilor, formarea cadrelor didactice și etc. alte lucruri, dar nu nimic bazat pe ele. Pe când, rămâne la latitudinea consiliului local, din fiecare localitate, să ne acorde nouă elevilor bani pentru finanțarea bunurilor și a burselor. De exemplu, eu la Băgea am reușit să măresc bursele cu un cuantum de 30 de lei pe fiecare categorie. Dar pentru asta m-am luptat cu primăria timp de un an. Cu 30 de lei să mărim bursele. Și bursele și acum sunt foarte mici. Și la fel, școlile noastre nu sunt dotate. Nu vorbesc de mine, de eu care... Totuși, văd la un colegiu național de prestigiu. Sunt elevi care învață la țară, în mediul rural, unde peretele efectiv se dă pe ei, unde WC-urile, din păcate, încă sunt în curtea școlii, unde elevi de jumătate de metru trebuie să se ducă prin zăpadă de jumătate de metru ca să poată să aibă acces la un WC, la niște condiții minime. Și asta nu se vede. Consiliul Local niciodată nu o să acorde foarte mulți bani. E o pondere mult mai egală între finanțarea de bază și finanțarea complementară. Finanțarea de bază trebuie să acopere și o parte din cheltuielile prevăzute în finanțarea complementară. Nu putem lăsa totul la latitudinea primăriilor. Până la urmă, educația, învățarea și întreg sistemul de învățământ se învârte în jurul profesorilor și a elevilor. Ei trebuie să aibă dreptul să acționeze. Niciodată nu o să auziți într-un sistem de învățământ în care educația să se facă în serile din Parlament sau din Consiliul Local. Nu. Educația se face în fiecare sală de clasă, din sala asta și în fiecare școală. Și aici trebuie să fim un pic atenți și prudenți. Vă mulțumesc! Ideea de finanțare cu asta care a terminat de către Tantul Elevilor.
este evident din sistemul de finanțare, perfect de acord. Mai multă transparență în, în sensul răspunderii publice privind cheltuirea banilor, prin publicarea datelor publice. Despre masteratul didactic, asta este o discuție, într-adevăr, pentru că, de exemplu, în Finlanda, toți profesorii intervenire la masterat, deci aici este. Dar, pe de altă parte, am publicat și eu pe pagina mea de Facebook, Statul unei cercetări în America, care arată că masteratul nu aduce valoare adăugată, adică în privința calității educației. Deci, rezultatele cercetării, cei doi britanici, nu? Dau date nu întotdeauna care sunt coerente. Deci este o discuție. Poate mai important să discutăm ce se face la licență sau la DPPD și la masterat și câtă practică și cum trebuie să fie partea practică. Și apoi să discutăm ce discipline, dacă facem practică sau facem teoria curriculum sau alte chestii de genul ăsta. Deci voi o să Imediat. Profesorul care trebuie să fie, într-adevăr, se a recunoscut și reprezentantele trebuie să schimbe rolul din transmisător de informație în facilitator al procesului de învățare și de susținere emoțională, deci trebuie să aibă și un nivel de inteligență emoțională, că dacă tu nu ai anumite competențe, nu prea că poți să le formezi la altul. Și, de asemenea, partea asta de voluntariat, de încurajare și de eu aș spune, practic, fiecare profesor trebuie să se implice în educația civică a elevilor. Deci nu putem să, cum s-a spus și în plen, Gabi Bădescu a spus că, spre deosebire de alte țări, la noi nivelul de educație nu se corelează cu implicarea civică și politică. Deci nu există acea corelație pe care studiile OECD a dovedit-o în alte sisteme. La nivel mondial, de fapt, în toate țările care au membre OECD, pe țările respective s-a făcut cercetare. Și acum, înainte de a procede, noi propunem, deci propunerea pentru acest atelier este să trecem de la un sistem de evaluare bazat pe fișe și pe documente, la ceea ce se numește în management, managementul performanței. Cei care lucrează în business știu că, de exemplu, au de făcut vânzări. Fiecare angajat are un target, o țintă pentru vânzări. Individual, stabilită. O atinge, e ok, și a salariu. Nu o atinge, este avertizat o dată de două, după aia out. Își depășește ținta de vânzări, primește un bonus. Dar nu asta se presupune, nu e numai asta sistemul de management al performanței. Înseamnă că obiectivele trebuie individualizate în funcție de condițiile în care funcționează fiecare cadru didactic. Adică eu nu pot să pun aceleași obiective de învățare pentru profesorul care lucrează la Mate Info la Sava cu profesorul de mate care lucrează la 134 din Ferentari sau la școala din Cernica, ca să mă refer numai aceste în București, sau la școala din Frecăței, din Brăila sau mai știu de unde. Deci, situația fiecărui copil este diferită, situația fiecărui comunități este diferită, de aceea și obiectivele profesionale ale profesorilor ar trebui să fie stabilite și în funcție de situațiile concrete în care funcționează respectivul profesor. Dacă vă uitați pe studiile juridice referitor la condiții la profesori și directori, de fapt la salarizarea lor, veți vedea acolo și care sunt criteriile după care se diferențiază salariul, în afară de acel salariu de bază. Și veți vedea că criteriile care țin de condiții sunt foarte importante. Deci, managementul performanței înseamnă formularea unor obiective și rezultate individuale ale activității profesionale. Și asta înseamnă că un învățător va avea anumite obiective, profesorul de mate altele, profesorul de muzică altele și așa mai departe. Pornind de la condițiile în care funcționează, la resursele existente, pentru că vorba aia nu poți să faci din nu știu ce vici să mai și pornească, și de la țintele dezvoltării instituționale. Apoi, stabilirea unor praguri borne în funcție de performanță, nivelul de performanță, la care se depindă să fie evaluate. Stabilirea clară și fără echivoc a obligației conducerii școlii de a asigura resursele pentru atingerea obiectivelor.
De exemplu, eu pot să-l învăț pe fiecare copil să tabla mulțirii în clasa 1, dar pentru asta îmi trebuie una, două, trei, patru, cinci, șase chestii. Directorul spune, păi știi că asta mă costă foarte mult, n-am bani de cât pentru 1, 2, 3, 4 din 6. Ok, atunci obiectivele mele sunt 80% din clasă să-mi învețe tabla mulțirii, nu toți. Am forțat aici, vă dați seama, da? Dar cumva trebuie ca să corelăm obiectivele, performanța așteptată cu resursele existente. Și resurse incluzând aici și mediul de proveniență a copilului. Pentru că se știe că nivelul de educație a familiei este cel mai puternic factor prognostic al rezultatelor școlare. Deci, cu cât ai copii mai dezavantajați, cu atât resursele trebuie să fie mai mari. Nu egalitare, deci nu o repartizare egalitară a resurselor, ci o repartizare echitabilă. Asta presupune la ca cei care au nevoie mai mult să le dea mai mult. Poate să spunea comunism aici, dar în educație numai așa se poate realiza progres. Și asta se vede foarte, foarte bine în Finlanda. Acolo nu există vânjul ăsta de părinți de la o școală la alta, cu șpagă pentru mutație în buletin și pentru flori, ca să nu spun altceva, la directorul școlii și la învățătoare ca să primească odorul. Pentru că, indiferent la ce școală se duce, nivelul de calitate este echivalent. Dacă vă uitați pe rezultatele la PISA, Finlanda este țara cu cea mai mică variație a rezultatelor între școli. Pentru că sunt și datele secundare, sunt și astfel de analize. Deci, în Finlanda, variația rezultatelor între școli este mult mai mică decât variația rezultatelor în interiorul școlii. E firesc, oamenii sunt diferiți, e firesc să aibă rezultate diferite. În schimb, în România este exact pe dos. Variația rezultatelor între școli este mai mare decât variația rezultatelor în interiorul școlii. Deci avem școli omogenizate, de fapt polarizate, școli cu rezultate bune, școli cu rezultate slabe. Deci noi avem această repartiție echitabilă. Despre asta putem discuta. Ce mai înseamnă managementul performanței? Înseamnă evaluarea rezultatelor obținute în funcție de cele propuse. Și politicile de salarizare și de retribuire și de bonificare se urmeze acest lucru. Adică, tu ai de lucru cu anumite legi, ți-ai propus anumite rezultate, pentru acele rezultate, nu pentru olimpici și concursuri și mai știu eu ce chestii, pentru faptul că de tu ai reușit ca toți copiii din Toplea, Comuna Brăhășești, să învețe să scrie, să citească, să socotească la clasa a patra, sau poate să fie o performanță de excelență. Să fie recompensată ca atare. Asta presupune aplicarea unor mecanisme care există. Știți că este o fișă a postului pentru profesor. Da? E o fișă tip. Este un ordin de ministru care spune fișa tip a postului. Dar criteriile de performanță asociate, indicatorii de performanță asociați cu criteriile stabilite în fișa, le stabilește directorul. Fișa de evaluare este un atip, evaluarea anuală. Dar indicatorii de performanță, tot directorul trebuie să-i stabilească. Deci există și acum posibilitatea de a face fișele posturilor individualizate pentru fiecare cadru didactic, dacă e nevoie, de a evalua cadrul didactic în funcție de progres, de valoare adăugată și nu pe baza unor documente pe care le prezint. Acum, microfonul este al dumneavoastră. Eu o să încerc să notez, dar și vă rog intervențiile să fie limitate la 5 minute. Întrebări dacă aveți pentru oricare dintre paneliști, da? Și comentarii și propuneri pentru în acest sens. Revenim la întrebări. Cum influențează valoarea profesorilor calitatea educației și cum devin profesorii campionii schimbării în educație? Avem un microfon. Unde? Microfonul e pentru registrare, de aceea să vorbim puțin mai tare ca să te aude. Apreciez activitatea de voluntariat a play-ului. Mi se pare
dacă vrei să vă și prezentați. Zone total defavorizate cu mari probleme. Deci, pe lângă pălăria care mi-a mai o persoană, mi-am fost adăugat de pălării de bună, de mediator între conflictele familiale, de orice altceva și, pe scurt, de dacă în vacanță, dacă se poate. Așa că început eu în momentul ăsta reforma, dându-se părinților posibilitatea de a cere foarte multe lucruri în momentul ăsta și a uitat total de faptul că și părinții au la rândul lor obligații. Au obligația pentru copii, în primul rând, să-i acorde un minim necesar de timp. Timpul părintele mi-a fost dat mie în spate. Eu să-l sublinesc și acum mă întreb, eu când mai sunt părinte? Dacă eu sublinesc timpul părinților care nu au timp de proprii copii. Asta era singura mea percepție legată de reformă. Restul lucrurilor, am primit manualele duminică seara la ora 20 în școală și sunt un caz fericit. După 5 ani de zile încep și eu prima zi de școală cu manuale pe bani. Apropo de activitatea din voluntariat, o apreciez, fac voluntariat și eu. Ceea ce pot să spun este că în momentul ăsta voluntariatul ar salva școala românească. M-am gândit să introduc un proiect de voluntariat între studenții la pedagogie și științele educației pentru a nu mai veni total nepregătiți în fața copiilor la catedră și să-și dea seama de fapt atunci când ajung acolo că nu asta le era vocația, că nu asta voiau să facă când termină facultatea. Ei, de fapt, au făcut o facultate ca să aibă o diplomă în final. Și mi se pare că facultatea asta este una simplă. Noi am primit o stare ierarhică, pornind de la liceu pedagogic, când nu știu dacă o am început, după cea practică pedagogică, rezistai pe ce, rezistai nu pe ce. Nu asta vreau să spun, este că doar faptul că în momentul ăsta nici și România nu privește voluntariatul, nici ministerul nu privește voluntariatul oricum, și soluția salvatoare este ca fără bani am putea face multe lucruri bune, benefice pentru copii în momentul ăsta. Nu știu dacă era benefic să schimbăm manuale, să luăm alte variante de sistem de învățământ din afară, să încercăm să implementăm așa direct în România. Nu s-a pliat, nu se pliază, pentru că fiecare om are particularități, exact cum s-a spus. De la fiecare clasă, fiecare entitate are nevoie de partea ei de bucătărie internă, iar noi suntem cei care ne suflecăm bunicile, apropo de bucătare, și începem să adunăm ingredientele necesare clasei noastre. Eu vă mulțumesc, aș fi curioasă ca aceste lucruri să nu rămână doar la nivelul de discuții. Îmi doresc această schimbare de multă vreme, am rămas idealistă că va veni această schimbare în momentul în care copilul va veni cu drag la școală și în care va fi primit. Eu sper că sumetele noastre ale catolicanice sunt foarte să vină. Mai departe, vă rog, mă bucur că v-am cunoscut și am posibilitatea să vă mulțumesc atât oameni interesanți. Mulțumim foarte mult! Aici vreau să vă lansez o provocare care este adusă în discuție și de elevi în multe lucruri, dar în similar, dar nu în același lucru, referitor la voluntariat. Așa cum banii dorinților suplinesc banii care nu-i dă ministerul sau nu-i dă autoritatea locală, voluntariatul s-ar putea să se ceară să suplinească ceea ce ar trebui să facă, de fapt, statul sau autoritatea locală. Să fim foarte atenți unde trecem de la voluntariat la ceea ce în comunism se numea muncă patriotică, adică muncă forțată. Da? Să fim foarte atenți la granița care separă voluntariatul ca activitate socială absolut necesară și firească și utilă societății și înlocuirea prin voluntariat a unor servicii și a unor activități pe care statul este obligat prin Constituție să le ofere. Este vorba de dreptul la educație, servicii educaționale de calitate. Să fim foarte atenți la treaba asta. Și ce m-am mai notat aici, chestia asta cu bon de dacă și așa mai departe, este foarte interesantă discuția.
Numai că la noi treaba asta, la fel și cu debirocratizarea profesorului, sunt legate de ceea ce spunea colega noastră, de finanțare. Faptul că profesorul trebuie să facă foarte multe lucruri, asta pentru că nu are cine să le facă, pentru că directorul are și el foarte multe de făcut și nu are personal la secretariat, nu are contabil, nu are jurist, nu are administrator și așa mai departe. Deci multe activități care trebuie făcute, și putem să discutăm poate cu alt prilej de ce trebuie făcute, cadă în sarcina profesorului. Soția mea e învățătoare și am trecut a răspunde Comisia pentru Combaterea Corupției. Anul ăsta răspunde de comisia, nu mai știu pe ce comisie, una nouă acum, așa cu discriminarea, dar cu combaterea discriminării în școală. Și în fine, nu știu dacă putem să combatem pe rechie corupția sau discriminarea, ci mai acolo din educație și din activități. Vreau să vă spun doar o cifră, toată o cercetare făcută în București, nu e publică, e făcută cu neșanțion, cu un chestionar. Majoritatea părinților și elevilor, peste 1200, la nivelul Bucureștiului, consideră că prin activități extracurriculare de educație non-formală, dobândesc mai multe competențe utile vieții decât prin curriculum formal. Mai departe, cine dorește? Nimic. Și apoi dumneavoastră. Să spuneți întâi cine sunteți? Dacă nu se aude. Am fost învățător mulți ani și profesor, acum am alt job și sunt foarte atașată de sistemul educațional. Sunt și mamă, a unui adolescent. Am o remarcă mai bun către dumneavoastră, am dat cum te cheamă. Am spus că activismul tău în ultimii ani te-a dezvoltat mai mult decât școala. Și să luăm o reclamă la modă de bistrăul de ce-s aici. Pentru că, din punctul meu de vedere, de ce poți să luăm jos, pentru că tot ceea ce ai folosit tu ca activist, te le-a dat școala. Și faptul că le-ai avut, doar le-ai activat și le-ai șlefuit în activist și-o voluntariat. Asta nu înseamnă că trebuie să te oprești de fericit și mă bucur că lucrez. Dar asta privind retrospectiv. Dacă din un viitor și față de alți colegi, copii, spui că școala te-a ajutat mai puțin decât activismul, pentru că să nu fie un bonus, știi? Adică, mai departe, peste ani, tu vei ajunge o mare doar cu școala. Dacă te duci la școală, asta e perspectiva mea. Din țară.
este de abordare, că adevărul este tot timpul la mijloc și că trebuie să fim pregătiți să vedem, că ne oprim că foarte frumos. Da, mulțumim frumos. Avem o completare în timp, am zis că e la subiect și apoi poate nu se întâmplă.
de acord cu tot ce a spus colegul nostru, dar trebuie să ne gândim, noi cei care lucrăm în școală, de ce ar vrea să întâmplă. Asta trebuie să mă pus în mine pe pentru ce s-a întâmplat în școală cu această persoană, este o persoană, l-a făcut să gândească că școala este în lucru. Și de asta n-aș vrea să se polemizăm. Poate mai târziu, vă dăm cuvântul, doamna care așteaptă foarte răbdător, vă mulțumim de foarte mult. Să vă prezentați. Este suficient.
Mulțumesc și eu. Dreptul la educație e un drept fundamental. Ca atare, statul este responsabil, obligat prin Constituție, să asigure servicii educaționale, care sunt servicii universale, deci nu trebuie să concurezi pentru ele, nu? Servicii universale, de anumit nivel de calitate. Și pentru asta oferă niște resurse. Deci statul trebuie, pe de o parte, obligat să ofere resurse, dar pentru că, așa cum spune Răzvan, nu e un subiect tare la televiziunile de știri. De aceea, nici noi când din alegerile, nu cerem alegerilor locali și naționali sisteme de educație, sistem de sănătate, ci cerem salarii, pensii, drumuri, poduri, și așa mai departe. Dar nu cerem profesori mai buni, nu cerem spitale mai bine utilate și așa mai departe. Asta este doar în paranteză. Deci eu, ca stat, eu trebuie să aloc niște resurse și trebuie să văd cum sunt folosite. Ăsta este și rostul, este vorba de răspundere publică pentru resursele publice. Oricine folosește resurse publice trebuie să răspundă de buna lor folosire. Și ca atare, rezultatele așteptate sunt definite la nivel de sistem. Ăsta este rolul curriculumului național, ăsta este rolul evaluărilor naționale de tot felul. Și la instituțiile de învățământ, și la rezultatele învățării și mai departe. Important este cum definim rezultatele învățării. Vă dau un singur exemplu legat de ce a spus dumneavoastră. Nu mai facem ciorba respectivă. Eu zic să o facem. Că este util să facem ciorba respectivă. Pentru că, de exemplu, în școală e foarte greu să evaluezi competențele sociale. Competențele sociale sunt competențe cheie. La fel și cu alea de comunicare în limba română, în limba maternă, în limbi străine, digitale, și așa mai departe. Cum le evaluăm noi în școală? O modalitate foarte ușoară este să evaluezi elevul la aceste activități extracurriculare și non-formale. Deci, cumva, ele trebuie preluate, naționalizate, ca să spunem așa. Activitățile extracurriculare și non-formale să devină parte din curriculumul oficial. Sau, eu am postat pe blogul meu o chestie referitor la acel festival, dacă știți, Onisifor Ghibu, liceul din Cluj, are Gibstock, un festival rock. Copiii respectivi fac o mulțime de chestii care țin de competențele cheie. Competențe antreprenoriale, competențe de comunicare, competențe sociale, competențe digitale, tehnologice, deci de STEM, da? De ce să nu preiei acele activități, să evaluezi copiii și pe aia care au participat la aceste activități, să le pui o notă și la muzică, să le pui o notă și la matematică, și la educație civică, pe baza comportamentului și rezultatelor activitățile, această activitate extra orice. Deci, cumva, noi avem niște scopuri educaționale. Și asta ar trebui să intereseze. Și asta e rolul, de fapt, a politicii publice. Ar trebui să fie rolul politicii publice. Să vă spună care sunt rezultatele, ce așteaptă la dumneavoastră, dar fără să vă oblige să mergeți exact pe o singură potecuță. Adică unele licee, în toată, și în Anglia, există grammar school și acum, chiar dacă oficial nu mai există, realmente există. Adică școli tradiționale, așa cum sunt la noi liceele de, era să spun fițe, de elită din capitalele de județ, care merg pe socială, pe knowledge, pe... Ok. Foarte bine. Dar poate alții vor altceva. Deci să deschidem sistemul la alternative. Scuzați că am vorbit cam mult. Vă rog. Puțin mai tare.
2, 3, 4. O vine au vizită. Vreau câteva comentarii referitoare la această dumneavoastră. Perfect, de acord. Copiii în ziua de astăzi au modificări fiziologice față de copiii de acum 10 ani. Capacitatea de concentrare a atenției a scăzut. Deci, numai secvența la care pot să reziste, se concentreze, timpul respectiv e mult mai mic. Deci dacă acum câțiva 10-15 ani era cam 20 de minute, acum a scăzut sub 10 minute, de aceea învățătorul trebuie să varieze foarte mult activitatea ca să poată să-l menține pe copil în stare de atenție. Dacă s-a mărit capacitatea de distributivitatea atenției. Copilul din ziua de azi e capabil de ceea ce se numește multitasking, adică poate să facă mai multe lucruri odată. De aceea, apropo de bombardamentul cu reclame, este important ca să bombardăm simțurile copilului, mesajul respectiv să-l oferim pe cât mai multe medii posibile. Asta este și recomandarea lui Howard Gardner când se spunea de inteligențele respective și l-a spus că a fost înțeles foarte greșit atunci când s-a spus că trebuie să te adresezi copilului pe acea inteligență care e mai dezvoltată. Le-a spus în primul rând că nu e economic și în al doilea rând e greșit că trebuie să le dezvolte toate. Și ca atare, el în loc de individualizarea mesajului pe tipul de inteligență, propunea pluralizarea lui. Adică dacă o persoană este predominant vizuală sau auditivă sau să-i dai și mesajul, da? Bun. În ce ordine luăm? Și legătura dintre această evaluare și pe
Și nu pot trebuie să ei, adică nu sunt doar așa ca să dăm un calificativ și gata și foarte am terminat și ne-am îndeplinit obiectivele. Nu. Evaluarea este foarte importantă pentru că această evaluare ne arată nouă, așa zice legea și facă licenție, ne arată nouă unde mai avem de adăugat, unde mai avem de lucrat, pentru că acest fapt a adăugat așa lucrat, așa nu înălătății mereu și mereu, va avea un impact pozitiv asupra abilității noastre la cadere. Crește motivația, simțim că suntem apreciați, simțim că facem ce trebuie și automat de revii noștri pot beneficia. Mulțumesc. Asta se întâmplă și de evaluările. Exact. Nu facem facultatea de profesor. Și cred că de aici
vin, bineînțeles, combinat cu alt factor, și anume că absolvenții cei mai buni din învățământul superior înregistrează venirea în învățământ ca pe un eșec. Nu am reușit să merg la o multinațională, nu am reușit un job la care să câștig foarte mult. Bine, nu am reușit să ajung într-un job care să mă pună în valoare în diverse feluri. Și atunci, prin învățământ, vin nu mai vin cei mai buni studenți. Și la asta se adaugă și faptul că au sentimentul că e un eșec cumva, că vin în învățământ pe bani puțini. Pe de altă parte, spuneam la început că noi nu avem facultate de profesori, noi avem facultăți de specialiști. E și un filolog, e și matematicieni. Acel modul care, așa cum s-a spus foarte bine, este opțional în timpul facultății, modul de pedagogie, nu ne formează ca profesori. Și atunci ajung să predea la învățământul preuniversitar tineri absolvenți foarte nepregătiți din acest punct de vedere. Și atunci, către ce, apropo de ce se spunea mai devreme, o soluție poate ar fi mentoratul sau o soluție ar fi, nu se pomenește nicăieri, alte profesii valorifică senioratul, sunt o breasă, sunt o castă și valorifică senioratul, se duc către cei cu experiență, stau avocați, stau un timp în stagii la nume de renume, repetiția. Dar nu se întâmplă asta în învățământ. Vin copii aproape complet nepregătiți și care se întorc pentru a fi profesor bun, se întorc la modelele lor din școală. Se întorc la felul cum creda profesorul lor de matematică sau de lucrurile. Și este foarte greu ca din mers să învețe și cu o grămadă de responsabilități pe cap, care sunt multe de natură administrativă, cum deja s-a spus, este foarte greu și cu bani puțini, este foarte greu să te formezi, să te ocupi și cu toate astea, iată că învățământul așa un organism cum bolnav sau știun sau cum plin de bube, cum spunem, rezistă tot. Merge. Aș încheia să spun că cu adevărat meseria de profesor trebuie să fie una de mare har, pentru că altfel sistemul nu oferă, sistemul însemnând pregătirea în facultate și continuând cu ce se întâmplă în piața muncii, nu oferă condițiile reale de a pregăti un profesor cu adevărat. Apropo de ce spunea, ce s-a spus acum la intervenție, acea cercetare care nu se întâmplă de foarte devreme. Profesorii care vin, am făcut muncă de ani de zile de metodist, de informator, de practică pedagogică, de diverse lucruri pe care mulți dintre dumneavoastră sunt convinsă că le cunosc foarte bine. Vin absolvenți sau vin în practică copii care nu știu să citească un program. Am avut la inspecția de titularizare acum absolventă care a ținut o lecție exemplară, dar concepută cu o programă veche, care nu mai era în vigoare. Deci asta, da? Aia vine șeful de catedră. Deci lucrurile trebuie întoarse, așa cum se spunea, cum se vehiculează o sintagmă foarte des, întoarse la firul ieri. Aș mai avea un lucru de spus și sigur nu e de neglijat, nu ce am spus mai devreme, faptul că salariile mici fac ca undeva în subconștient. Chiar dacă există dorința, chiar dacă există talentul de profesor nativ, să spunem, salariile mici totuși sunt un element care îi fac pe tine să se simtă că e un eșec să ajungi în învățământ și să câștigi atât de puțin. Vreau, pentru că tot am trist microfonul, să spun la aplicare un lucru voluntariat. Eu o să spun pentru restul, pentru ceilalți, cel puțin pentru ele din fața mea, dar repede spun. La noi în școală, acum un an sau doi, aproape doi ani, s-a creat cadrul pentru la ideea unui elev care fusese la o școală în străinătate, s-a creat cadrul pentru a forma primul 5 hub din România, poate erau și de sala 5 hub, e la noi, la, deci, da, la, deci școala, da. Școala noastră a creat, adică direcțiunea. Deci se pot îmbina școala și voluntariatul. A creat, a cedat o sală, a cedat bani, s-au adăugat niște bani din sponsorizările copiilor și s-a creat această sală în care să se facă educația non-formală. Sigur că suntem privilegiați, și suntem mea că trebuie aici. Și acum a altă problemă care s-a spus. Și a
dumneavoastră a spus, este vorba de mediul social în care vorbim copiii la noi, este atât de adâncă diferența între școlile de fițe, cum ați spus, de centru, și o școală dintr-un cartier mai marginaș, unde copiii nu au vinul la școală cu gândul la pământ și laptele și nu au ce să mănânce, este foarte adâncită diferența. Și atunci, una este să... este că trebuie să compari rezultatele și să vrei să fie omogene, din moment ce sunt niște lumi atât de îndepărtate una de cealaltă. Sunt lumi îndepărtate. Deci am omogenizarea rezultatelor, cea a populației. Au fost americanii, au fost negri, cu... Cred că ne depășește această... Cred că e un topic să gândim că vom putea noi, care și așa avem destule de făcut și avem... Fixarea sistematică a colectivelor de elevi se practică și în finlandă, în America și în Anglia, pe tot. Da. Deci și toată problema, da. Și încă un răspuns, pentru că s-a spus aici de către colega că bacalaureatul este despre a memora. Aici e o mentalitate greșită a noastră și s-a spus mai devreme că în Finlanda se spune că nu, educația nu se face pe scurtătură. La limba română, un subiect care cere o oarecare memorare, dar putem să elimina memorarea, are 3 puncte din 10. Are 3 discutăm bacalaureatul acum. Știu, dar vreau să spun de pașii în educație și de calitatea profesorului. Când treaba e făcută așa, fără structură și sistematic, nu se ajunge la acea memorare, aceea este doar soluția pentru disperați sau pentru copii care chiar au pierdut statul la un moment dat și fiind acele probleme sociale și așa mai departe. Da. Mulțumesc! Mulțumesc și noi! Pasile. Sau acea diplomă care să le spune că tu ești calificat să fii învățător.
Ce facem noi? Schimbăm numele cartea de competențe. Tu ai competențe pentru a fi profesor și învățător și trecem printr-un întreg sistem de recrutare, selecție, monitorizare și evaluare. Putem povesti la categoria acum contextul cel mai potrivit. Ce visez eu e ca la un moment dat titularizarea să fie înlocuită cu prove care să verifice competențe. Titularizarea spuneam merge de la cognitivă, merge de la didactică, pedagogie, puțin și persoana de psihologie și dezvoltarea copilului. Dar cum ar fi să înlocuim un examen teoretic cu prove foarte practice, să putem evalua pe cel care dorește să fie profesor sau profesor, nu doar o oră, două, trei ore, ci poate o oră de zile, să ducem în clasa pe clasă, să aibă parte de un mentor cu care s-a discutat până acum, un coach care să-l ajute cu întrebări de ce trebuie să-și stabilească niște obiective și foarte important plan de învățare. Pentru că noi suntem profesori învățători, dacă vrem să producem învățare pentru copii, e nevoie ca noi, de rândul nostru, să avem plan de învățare. Ce îmi doresc să învăț eu pentru acest an școlar, pentru a crește randamentul și performanța copiilor. Eu așa cum se practică în alte sisteme, sisteme care au foarte mare performanțe. Și când spun performanțe, că sistemul finlandez nu merge pe zona cognitivă, ci merge pe zona dezvoltării abilităților pentru viață, să poți să ai inteligențe emoționale, relaționale, dezvoltate, să fii practic un cetățean funcțional. Ce am mai notat aici? Autoreflecția. La fel, cele mai performante sisteme din lume, și aici e ultimul studiu publicat practic de OECD în 2017, care spune că marea diferență între ce se întâmplă în sistemul public educațional din România și alte state, cum facem evaluarea profesorilor. Avem aceste fișe pe care le comentăm la final de an cu autoevaluare, evaluare din partea Consiliului de Administrație, dar cel mai important e autoreflecția. Eu, în calitate de tască, să am abilitatea să văd ce am mers bine astăzi, ce nu am mers bine și, foarte important, cum pot eu să îmbunătățesc lucrurile care nu am mers bine. Și două lucruri pe final, partea de echitate, îmi doresc tare să trăiesc într-o Românie în care să nu mai existe examenele în care copiii să fie distribuiți, pentru că acolo ăla e primul pas în care ajungem la segregare și dacă să ne uităm la Statele Unite, actualele școli de negri, cam așa a văzut stațiunea asta de segregare. Deci partea de echitate, ducem resurse acolo unde e cea mai mare nevoie, adică școlile din mediile defavorizate și nu duc cele mai multe resurse la liceele de top, pentru că acolo deja părinții și copiii au acasă mediul propice de învățare. Și partea asta de job shadow. Ce înseamnă job shadow? Eu, în calitate de novice, în meseria asta, să pot să îndrepta adevărat specialiști la care să învăț. Odată pe lună, poate, în calitate de debutant, să pot merge într-o altă școală, la un alt profesor, la un alt învățător, să văd ce metode aplică cu copiii, să văd care e cultura organizațională de acolo de școală, cum pot eu, văzând atâtea perspective diferite, să le integrez și să am progres în învățare cu copiii. Pentru că evaluarea și calitatea educației trebuie să plece de la premisa asta, vreau progres în învățare. Mulțumim și noi! Puțin mai tare! Am fost
doar că am fost sau că n-am fost. Pentru că vara aceasta, la examenul de titularitate, am avut surpriza neplăcută, am crezut că nu există așa ceva, dar aia spun că optimismul mare de pesimism de un candidat la titularitate. Cumva, într-un fel, acum, un pic de
vă arătăm cu degetul că nu îi pregătesc pe copii pentru viață, pentru că nici profesorii în acel modul psihopedagogic nu sunt pregătiți să facă asta. Adică, una este să instruiești un elev și apoi să-l educi pentru viață. Și cred că până la urmă, aici este vina sistemului că li se cere să dezvolte tot felul de competențe, dar până la urmă, câți dintre noi știm cu adevărat ce înseamnă să dezvolte competență la un om și să-l pregătești pentru viață? Asta foarte scurt din experiența mea, cel puțin că m-am lungit un pic. Ultima intervenție, după aia numai la final, pentru ultima, și după aia eu 5 minute concluzii. O să fac o foarte scurtă sumarizare de câteva minute a temelor discutate. Apoi ce răspuns
cineva că e bun cursul de PPD, că studenții vin și că învață și că, da, ar fi, mi-a trebuit un curs de rezistență a materialelor, sigur m-aș descurca și ar găsi o utilitate, dar nu trebuie să plătească statul pentru asta. Adică, în contextul în care România țipă după profesori, nu avem învățători, iar cineva, să dăm bani doar pentru dezvoltarea personală, sună bine, sună super bine, dar e cam ineficient. Al doilea comentariu, de ce nu vin studenții la, de ce nu se fac profesori? Eu mai țin și training-ul studenților și la un moment dat, la Cluj, am întrebat, în contextul de divers de studenți, câți dintre voi vreți să vă faceți profesori? Și ce au zis? Au început să râdă. Au crezut că îi întreb la mișto și că e așa, că e o glumă, ceva. Bine, într-adevăr, era un grup de studenți mai lideri ai organizațiilor studențești cu curs, adică o anumită categorie. Dar, din păcate, asta este realitatea și trebuie să o privim ca atare. Jobul de profesor nu este competitiv. Din generația mea, 20% au facultate. Ăștia 20% mulți sunt plecați în afară, iar restul, care au mai rămas, sunt angajați prin companii, șomajul este destul de redus, în rândul celor care, dacă mai faci un master, deja intri într-o altă categorie. Și atunci, tu, ca sector de educație, cu asta concurezi. Trebuie să ne uităm în zona economică, să vedem cu cine concurăm. Și, bineînțeles, că mediul privat ia spuma și ce rămâne, na, ar trebui să gândim un picuț politicile salarizare. Plenară, că studenții, elevii sunt destul de critici, ceea ce mă bucur super mult. Dar că profesorii sunt un pic cum sunt pornind așa de rău de școală, că nu trebuie să suplimentăm prin voluntariat școală. Corect, așa este. Dar nu trebuie să-i blamăm pe elevi, o spun. Pentru că am învățat în școală foarte bună, dar trebuie să îmbunătățim și nu te facă nimeni seama, dar nu ajungi nici măcar la știri. Apropo de ce ne zicea răspunde. Trebuie să ai... E un curs studențesc, dar nu-mi permit, dar ce-au găsit. Trebuie să ai tupeu. Tupeu și chiar dacă nu sună foarte bine, dar să-i lăsăm măcar pe elevi, chiar dacă profesor, pe profesor nu să-i vedem foarte încinși, pasionați și așa, dar măcar pe elevi să-i vedem că au curaj și că spune, nu-mi place școala, hai să o schimbăm. Că dacă vin cu un discurs politic, politică corect, nu se schimbe nimic foarte mult. Mulțumesc și... Da, vreau să... Să cu spatele, nu prea place. Da. Să fac câteva clarificări. Într-adevăr, nu am spus că sistemul de educație românesc nu e necesar. Din contră, necesar, nu e suficient la momentul actual. Și eu mi-am regăsit completarea în voluntariat. Ca să clarific toată polemica asta cu voluntariatul, eu, făcând voluntariat și exprimându-mi liber părerea și având o gândire critică, am fost exmatriculat și am trecut o primele semestre media 7. Deci, voluntariatul poate să nască în școală, dar acolo poate să și moară. Pentru mine. Și mai știu multe exemple asemenea mie. Da. Alt lucru care nu s-a adus în discuție aici, și eu probabil uitasem în prima parte, formarea continuă a cadrelor didactice, care, la momentul actual, trebuie plătită de către cadrele didactice, ceea ce nu mi se pare normal. Ca eu, ca și profesor, să plătesc pentru a mă adapta nevoilor actuale ale elevilor. Mie mi se pare un pic de disonanță cognitivă. Pe urmă, s-a adus și în discuție faptul că profesorii trebuie să aibă și un IQ, nu doar un IQ. Da, da, este adevărat. Și asta o să vorbească tot timpul profesorii de AI, Artificial Intelligence, sau Machine Learning. Am fost de curând la Oxford pentru un curs, unde am învățat diferența dintre un profesor, un pedagog, și AI, Artificial Intelligence. Și niciodată AI nu poate înlocui un profesor, pentru că profesorul are și IQ, nu doar IQ. Și în felul final, vreau să vă spun că noi, ca și elevi reprezentanți, ce încercăm să facem și că suntem de partea voastră, noi încercăm să facem azi ce alții nu fac, pentru a-i ajuta pe elevi să trăiască mâine și azi nu am făcut.
Mulțumim! Nu știu. Cred că au fost discuții care s-au întâmplat nu decât era planificat. Dacă mai suportați câteva minute, să fac o scurtă sinteză a tuturor discutate și să vă mai lansez după aia ca termen de reflexie că voi fi ciclă contrară. Deci este vorba de extinderea, s-a început cu extinderea rolurilor profesorilor. Mă gândesc, e bine sau nu e bine? Părinții sunt mai ocupați. Trebuie sau nu trebuie ca școala să dobândească și alte competențe în afară de cea de schimb de educație sau nu? Partea de voluntariat și civism este, după părerea mea, absolută certitudine că școala nu dezvoltă competențele civice și competențele sociale în prezent și trebuie să punem mai mult accent la toate disciplinele, la toate nivelurile de învățământ pe dezvoltarea acestor competențe. Partea de management de performanță a spus foarte bine, cred că dumneavoastră a spus, că nu se poate aplica și din cauza altor politici. Deci, practic, eu dacă n-am materie la bacalaureat, înseamnă că în clasa 11 la 12 nu vreau obține rezultate de salariul va fi mai mic. Atunci trebuie să ne gândim cum să facem acest management al performanței diferențiat pentru disciplinele la care sau pentru aile curriculare la care se dă examen sau se face o evaluare de competență, a spus uniciclu, și pentru celelalte discipline, de exemplu la muzică, la desen și toate celelalte. Eu, de exemplu, aș renunța complet la note, la tot ce înseamnă învățământ obligatoriu și mers pe partea mai mult, în fine, orientare și profilare mai curând decât pe notare, în care adun nota la de la matematică, cum am dat de la sport, cu aia de la fizică, cu aia de la istorie, și-ți dă o medie care de fapt nu spune nimic. Deci nu spune absolut nimic de talentele și nevoile și interesele copilului respectiv. O altă problemă, parcurgerea DPPD-ului, această discuție cu partea de finanțare. Eu, dacă ar fi stat, eu n-aș finanța ceva care nu are depuseu pe piață. Deci eu n-aș băga banii în 40.000 de viitori profesori ca să-mi iasă numai 100. Deci, din punct de vedere financiar și a politicii financiare a statului, de ce să bagă în buget niște bani care nu-i duc nicăieri? Nu am un alt exemplu din preuniversitar. Rata de angajare în domeniul în care au fost pregătiți pentru absolvenții de liceu agricol este între 1 și 1,5%. Da? Deci urmărirea absolvenților este foarte importantă ca să vedem în spate ce modificări curriculare, ce structură de calificări și specializări în liceu și în școală profesională avem nevoie, prin urmărirea absolvenților, măsurarea satisfacțiilor, a angajatorilor, integrarea socială, nivelul de linvență și așa mai departe. Toate aceste lucruri poate să vină ca feedback pentru îmbunătățirea calității educației. E o utopie, poate este o utopie ca să avem managementul performanței acum, numai că trebuie să definim performanța. Eu aș defini performanța pe trei dimensiuni, participare școlară, rezultatele învățării și starea de lucru. Toate, pentru toate există instrumente de măsură, obiective. Și pentru rezultatele învățării, noi avem numai acele evaluări naționale, care sunt strict disciplinare sau garii curriculare, dar nu îmbracă tot curriculumul. Se pot extinde evaluările standardizate, dar putem să mergem și la evaluări nestandardizate, că este o tendință care se dezvoltă acum de evaluare nestandardizată, cum în Finlanda singura evaluare standardizată care era să-și cu liceul. Există, dar nu le știe nimeni. Da, pentru că și aici este un aspect de care bine că mi l-ați adus aminte. Toate, tot ce se întâmplă în școală, automat apare în baza de date a Ministerului. Orice absență, orice mențiune, orice. Așa că ei poate să ia decizii pe baza datelor reale a ceea ce se întâmplă în sistem. Și foarte rapid, deci în timp real. Deci nu ai nevoie ca să dea raportare de la sfârșitul anului ca să vezi că ai nu știu câte absențe. Pentru că alea imediat le vezi că se înregistrează și tu la minister vezi că într-o anumită regiune, într-un anumit oraș, a crescut foarte mult numărul de absențe. De ce? Intervii imediat. E o problemă socială, e o problemă de școală. Deci poți, ai posibilitatea să intervii imediat.
Spuneți că sistemul de notare aici ar fi o temă pentru o conferință națională de educație. Ce vă spune, bun sistemul de notare, mai ales că noi avem tendința să confundăm evaluarea cu notarea, adică să spunem că nota înseamnă evaluare, ori nu, evaluarea înseamnă să dai valoare un anumit nivel, un anumită performanță, un anumit rezultat, care poate să fie un rezultat al învățării. Cum dai valoare, adică cum o codifici, că e punctaj, că este ruse, că e calificativ, nu contează. Nivelul evaluare este importantă și în notarea. Evaluarea pentru impactul asupra elevilor. Și aici trebuie să vedem în ce măsură putem să construim împreună, evident, un sistem de măsurare a progresului. Cu alte cuvinte, fiecare profesor să își stabilească obiective personale de progres pentru fiecare elev cu care lucrează. De exemplu, noi vom cere pe noile standarde raportări din partea școlilor nu numai pe medii, ci și pe capetele curbelui Gauss. Așa cum fac americanii, în California, de exemplu, raportarea rezultatelor și pentru grupurile dezavantajate în mod individual. Și pentru cei talentați, la fel. Deci pentru toate categoriile, raportări speciale. Pentru că nu mă interesează numai egal o progres la nivel de medie, ci, pe baza echității, progresul celor care sunt dezavantajați pe de o parte și oferirea unui mediu de învățare propice și pentru cei talentați și capabili de performanță. Și aici se pune o problemă care s-a discutat acum mult în ultima parte, și anume dacă profesorul trebuie să le știe să le facă pe toate. Evident că nu. Zic, există echipe și la noi s-a încercat treaba asta prin acel consiliu al clasei. Dar rămânem din nou la nivel de discipline și arii curriculare și nu ne referim la celelalte nevoi ale copilului care, dacă ne gândim numai la piramida lui Maslow, vedem câte variate și de diverse sunt aceste nevoi. De ce nu vin profesorii? De ce nu avem profesori? Învățământul primar și la educatori aceeași situație. Deci la preșcolar și primar în București este un mare deficit de cadre, în timp ce dacă vrei să titularizezi o catedră de limba română, trebuie să iei 11, pentru că nu există niciun post la examen. Deci indiferent cât iei la examen, nu respecti notă, nu ai post. Deci oameni cu 9 care știu că s-au dus suplimentori la țară după ce au luat titularizarea cu 9. Deci aici e o problemă de sistem care ar trebui discutată în mod separat. De ce nu vin? E vorba de salariul de intrare. Deci s-au făcut cercetări vechi, de 10 ani, 10-11 ani. Nu salariul mediu contează, ci salariul de intrare în învățământ, ca să fie competitiv cu celelalte domenii de activitate. S-a stabilit și valoarea acestui salariu de intrare, și anume, pentru învățământul primar, să fie peste 90% din produsul intern brut pe cap de locuitor. Acum avem produsul intern brut cu prețul compensat, deci prețul echivalent, prețuri, deci, cu puterea de cumpărare, PPP, cum se numește, la paritatea puterii de cumpărare, cam de 19.000 de dolari. Deci, atât ar trebui să fie salariul pe an al unui profesor debutant. Salariul anual. Asta este situația Finlandei, Coreei, Japoniei, Canadei, toate țările care performează în top 10 la PISA, au salariul de intrare peste 90% din timpul pe cap de locuitor, salariul anual. În timp ce media OECD, care este Statele Unite, Franța, Germania, dar au rezultate mai slabe, acest lucru este egal cam cu 72% din produsul intern brut pe cap de locuitor. Deci, sistemul este o foarte puternică corelație între salariul de intrare raportat la PIB și performanța la nivel de sistem măsurată prin PISA. Ce s-a mai discutat? Despre mentorat și formele de sprijin pentru profesor sunt absolut necesare și să ne regândim modul de dezvoltare profesională, extinzând sistemul de la simpla formare continuă, care de la cursurile asculți după aia nu fac nimic. Că, de exemplu, la noi nici măcar nu se măsoară sau nu se evaluează dacă profesorul a aplicat la clasă ce a învățat la cursuri. Și asta trebuie să fie un criteriu de evaluare. Eu ți-am plătit ca școală o participare la cursul de folosire a calculatorului, apoi, dacă nu-l folosești, înseamnă că îți cer bani înapoi. Corect. Deci,
trebuie să avem în vedere și aceste lucruri. Evaluarea pentru îmbunătățire, deci sistemul de evaluare pentru elevi și pentru profesori și pentru școli trebuie să ducă la îmbunătățire. Ideea de Teach for Romania și Teach for All în general, sistemul respectiv, ei au propus modalități alternative prin care poți să devii profesor calificat. În Marea Britanie există 7 căi alternative prin care poți să devii profesor calificat, inclusiv un fast track, adică o cale rapidă pentru oamenii care vin din business sau din alte sectoare economice, expert, care pot să devină profesori, bazat mai ales pe practică și nu pe cursuri. Adică, specialist în IT care se predea timp, vine direct de la firmă, dar un coach în școală, un mentor, cum spunem noi, au un mentor, și mai face niște cursuri de weekend la universitate, pe metodologie, evaluare și mai ales ce nu se face la noi, și asta mă enervează cel mai mult, studentul la DPPD nu învață nimic despre curriculum național. El când termină nu știe care sunt obiectivele curriculare, care sunt programele pe care trebuie să le aplice și așa mai departe. Învață în general despre teoria curriculumului, dar nu despre curriculumul care se predă în sistem. Competența de reflectare, sigur că da, se dezvoltă în toată școala. Deci copilul, dacă vrem să-l facem să se autoevalueze, trebuie să dezvoltăm de mic competența de a reflecta ca propria activități, de a învăța din această reflexie. Cum să devin eu mai bun reflectând asupra ceea ce fac. Bineînțeles că în fiecare nivel de vârstă. De la evaluarea cunoștințelor, evaluarea competențelor, formarea evaluatorilor. Eu am făcut o comparație, o găsiți pe una din postările mele pe blog, între toate instrumentele de evaluare folosite la profesori. Fișa postului, fișa de evaluare anuală, două fișe de inspecție care sunt diferite între ele, una la inspecția pe RODIS, una la inspecția pentru mobilitate și criteriile pentru gradația de mediu. Și se-am constatat că nu se cupă niciodată cu niciun. Deci profesorul este evaluat în 5 moduri diferite în funcție de cele 5 instrumente pe care le face. Dacă nu realizăm o unitate, între fișa postului și fișa de evaluare anuală există o oarece asemănare, dar inclusiv două domenii de evaluare. Sunt două domenii diferite de evaluare. Unul există în fișa, dar nu există în aia de evaluare. Altul există în fișa de evaluare, dar nu există în fișa postului. Deci eu dacă te angajezi și fac un cap cu tine ca profesor, îți fac o fișa postului și pe aia te evaluezi, nu? Nu pe altceva. Da, se numește De ce educația? Pentru un cuvânt, .blogspot.ro. Ultimele 3-4, mai mult, nu chiar ultimele, între ultimele 5 postări, 3 sunt pe evaluare și acolo găsiți un link către drive-ul meu unde găsiți puse în tabel cele 5 instrumente și comparate bucată cu bucată. Și acolo este și despre managementul performanței ceva, dar nu asta e problema. Despre har. Eu acritesc la ideea de har al profesorului. Pentru că a fi profesor este o meserie, o profesie de masă. În prezent, 25% dintre noi învățăm pe aia 75%. Deci 25% din populația activă este angajată, într-un fel sau altul, în pregătirea celorlalți. Inclusiv sub formă de mentorat sau coaching în locul de muncă, nu formare educației adulților, profesoare, profesorat și așa mai departe. Deci treaba asta trebuie făcută profesionist. Nu numai, sau nu neapărat pe bază de har. Ceea ce n-ai ca har, poți învăța. Da. O competență are orice competență are o componentă vocațională, adică vine din har, o componentă formațională, adică vine din formare, și o componentă experiențială, care vine din practică. Deci dacă n-ai har, înseamnă că vezi mai mult, faci mai multă practică. Ca să înveți să fii profesor. Pentru că altfel, dacă ne bazăm numai pe har, atunci foarte puțin dintre noi, eu, de exemplu, n-aș fi putut fi niciodată profesor. Dacă mă bazam pe har. Dar am strâns din dinți și am învățat, am urât pedagogia, că nu am învățat nimic. Am terminat facultatea de pedagogie aici, la banca asta am stat. Deci din banca asta la propriu. Deci aceea e bancă pe care am stat în anii 1976-80. La această facultate de teologie care era aici.
Deci, apropo de dotări și de reforme. Asta a fost în paranteză. Deci, eu n-aș fi putut fi profesor dacă era o selectare pe bază de har sau de vocație. Și, practic, cât am făcut eu în facultate, a fost 5 ore, când profesoara de filozofie, de era filozofie aici, de la Mihai Vindar, mi-a spus, eu mâine am o treabă la doctor, vrei să ții tu orele și îți dau adeverința. Asta a fost carica mea înainte. Înainte de a intra în profesorat, după aia, în primele 5 minute, mi-am dat seama că facultatea nu a învățat nimic. 5 minute mi-a trebuit să mă dezmeticesc, că nu mai consider un profesor. Am învățat, să spune, the hard way. Așa. Accent pentru, pe valoarea învățării. Deci profesorul trebuie să fie format să evalueze învățarea și progresul în învățare. Asta mi se pare absolut esențial. Deci profesorul trebuie să fie considerat și format în facultate ca specialist în învățare. Asta este domeniul profesional. Specialist, expert, profesionist în învățare. Nu în matematică, nu în istorie, nu în fizică, nu în chimie. În învățare. Banca Mondială, ceea ce spunea Vasile, este un raport referitor la România, care a fost publicat de Banca Mondială acum câteva luni, și a fost o lansare oficială la Biblioteca Universitară. E foarte interesant respectiv. Cu titulatura e de discutat, dar să discutăm și cu sindicatele noastre, să vedem ce părere au. Profesorul trebuie să fie însuși o persoană care învață pe tot parcursul vieții, nu obligatoriu. Partea de echitate, job shadowing este o formă de dezvoltare profesională. De exemplu, în Irlanda de Nord se practică pentru directori ajunți cu experiențe care nu au formare ca director. Deci este o modalitate alternativă de a ajunge la statut de profesionist. Privilegierea profesorilor pentru a recunoaște și gestiona situațiile emoționale, care țin de partea emoțională, gestionat la nivel elementar, dar când este cazul să apeleze la echipa de sprijin care există în școală sau ar trebui să existe în școală. Mentoratul aparține managementului performanței. Deci profesorul în sistemul ăsta de management a performanței, dacă angajatul nu-și poate face treaba, el poate să apeleze la conducere, la directorul școlii, în cazul nostru, pentru sprijin suplimentar. Deci inclusiv pentru mentorat. Presiunea publică, și cu asta o să închei. Noi, ca școală, avem o influență asupra celui mai numeros grup de votanți. Și anume părinți. Da? Fără ca noi să spunem cât de importantă este educația și elevilor, și părinților lor, pentru a ieși din sărăcie și pentru a deveni cetățeni mai buni, a câștiga mai bine, a fi mai fericiți, mai, așa mai departe, educația nu va ajunge niciodată pe top 3 în discursurile și top show-urile politicienilor. Deci, fără presiune de jos, nu va exista educația ca subiect prioritar al dezbaterii publice și electorale. Or, pentru asta noi avem un rol fundamental. Dincolo și în afară de orice politică de partid, noi trebuie să susținem educația ca subiect important de dezbatere publică. Noi, ca profesori, la toate disciplinele și la toate nivelurile, cu toți elevii și cu toți părinții. Altfel, educația va rămâne unde este acum, cu 3,8% din PIB alocat pentru educație, 20% aproape părăsire din curia școlii, 40% analfabetism funcțional, un deficit mare de forță de muncă calificată, migrare și așa mai departe. Deci dacă nu reușim să reformăm la firul ierbii educația și să convingem politicienii să investească, nu se convingem, să forțăm politicienii să investească în educație, educația va rămâne în situația de acum. Vă mulțumesc pentru participare.